creșterea datoriei publice guvernamentale. În anul 2014 această datorie a ajuns la 59 de miliarde de euro. În mandatul său de premier, Victor Ponta a crescut datoria publică guvernamentală cu 15 miliarde de euro. Această împrejurare, combinată cu politica premierului Ponta de a opri investițiile publice în economie, numai în acest an 7 miliarde până acum, a amorsat o bombă care poate pur și simplu zdruncina economia națională în anii care vin. Deci, pe de o parte, creșterea datoriei publice guvernamentale, pe de altă parte, oprirea investițiilor publice reprezintă o vulnerabilitate gravă pe care premierul Ponta a indus-o în economie.